Să trăiască toată lumea frumoasă care a cântat și poate chiar a dansat așa simbolic împreună cu noi. Acum, după o scurtă pauză de publicitate, prieteni, vom vorbi despre tradiție, despre cânt. Am revenit la veranda, prieteni, după această scurtă pauză de publicitate. Vreau să-i salut în mod special aici și să-i salutăm împreună pe membrii ansamblului etnofolcloric Crânguță de Edere. Bine ați venit, băieți! Bine v-am găsit! Felicitări cu ocazia sărbătorilor de astăzi! Mulțumim frumos! Mulțumim! Văd pe fața voastră o expresie deosebită. E ceva deosebit în sufletul vostru astăzi, în această sărbătoare? E deosebit, de fapt, în fiecare zi, pentru că noi suntem cântecul popular și aici în suflet și oriunde mergem în altă parte și mai ales avem și o plăcere aparte față de limba română, pe care o cântăm cu tot dragul. Trebuie să precizez că o bună parte din membrii acestui ansamblu, aici nu sunt toți, ei sunt mult mai mulți, de vreo 2-3 ori suntem mai mulți decât îi vedeți. Numeroasă, da. Da, o familie numeroasă. Sunt actuali și foști studenți de la Universitatea de Stat din Moldova, cei care nici de cum nu se pot despărți unii de alții, așa se înțelege. Așa e. Și dacă, de regulă, Maria Iliuț este în frunte pe cal alb, în fruntea ansamblului, astăzi Maria Iliuț cântă astăzi la București, împreună cu Ioana Căpraru, împreună cu alți artiști colăutari de Ziua Unirii, participă la mai multe spectacole. Ce spui? S-a dus într-o misiune cu această misiune de încredere, da. Dar v-a lăsat pe mâini de nădejde, pe mâinile voastre proprii. Așa. Deci, de regulă, Maria vorbea pentru voi. Astăzi va trebui să vorbim... Mai împinge și pe noi uneori. Hai, ieși în evidență, hai, trebuie să arăți frumos, hai, trebuie să spui ceva. Eu știu că întotdeauna fetele iau prăjina înainte. Ia să spună și băieții ceva. Alexandre, ia spune-ne, cum e să cânți în Crenguță de Iedere? E frumos să cânți și în Crenguță de Iedere, e frumos să fii alături de oameni frumoși. Și tot ceea ce avem în spate, așa se clădește și se înrădăcinează, nu ca o greutate, dar ca devine o aspirație în viitor sau devine o combinație frumoasă a ceea ce înseamnă viața ta, ceea ce trăiești pe parcurs, ani de zile în spate, experiență, emoții. E ceva sufletesc. Da, e mai mult decât doar ansamblu și repertoriu. Ionela, eu știu că voi aveți diferite profesii. Da. Ați învățat la diferite facultăți. Tu, de exemplu, ești... Eu sunt jurnalist. Jurnalist. Și Lenuța, exact ca și mine. Sunt jurnalist, dar... Istoria am făcut. Trebuie să știți că aici sunt și istorici și cei care au învățat matematică, fizică, chimie, biologie, absolut tot. Deci toate facultățile. Dar ne unește suflarea asta folclorică, suflarea asta românească. Asta nu vă încurcă să cântați ca lumea sau cât de cum? Nu vă încurcă să faceți istorie sau chimie ca lumea? Din potrivă, venind țara la repetiții aici la Maria Iliuț și la Nicolae cu Cribincea, cu care facem dans. Aha. A doua zi mergem încă mai ușor. Mult mai ușor. Grebincea n-a încercat să vă treacă de partea cealaltă la Plăieși? A zis că n-are nevoie de fete, dar cine știe. Suntem la concerte, oricum suntem împreună, pentru că suntem și prieteni și evoluăm împreună, nu știu, discutăm, ieșim... De câți ani există Crenguța de Iedere? 25 de ani. Deci Crenguța asta trebuia deja să se transforme într-un arbore... viguros. Dar e arbore pentru că cei care au fost mai înainte au copii, vin cu ei periodic și noi vedem și doamna Maria ne spune. Așa rămurele. Da, și vin pe rând și doamna Maria, iată, ăsta a fost în 95, de ăsta a fost în 2000, dar altul în 2009. Vedem pe rând cum a evoluat ansamblul. Și vin cu mare drag și le este dor, pentru că na, când trece așa repede timpul, nu ești suficient de liber, serviciu, job, alte chestii. Dar când vin aici, nu știu, vin așa, este o alinare sufletească. Și le este dor și tânjesc după noi. Foarte bine. Vreau să știu dacă cei care vin noi în colectivul vostru deprind sau învață cântecele, îi ajutați cumva într-un fel, îi trageți, le explicați regulile de comportament, dacă există ele. Doamna Maria totdeauna spunea că arta se fură și Nicolae Cribince exact același lucru ne-o spun. Și noi încercăm la rândul nostru să furăm de la ei cei mai frumos. Păi așa. Anul ăsta, anul întâi care vine arta în ansamblu, ca și de scântecul se fură. Și exact. O profesie eu se fură. Eu mai strie aici, aparte. Da? Ei, anul întâi care vin pentru prima dată în ansamblu, tot asta încearcă să facă de la noi. Ei, mă rog,
e mai greu la început, poate pasul nu iese cum trebuie, poate melodia nu e cântată cum trebuie. Dar se îndrăgostesc pe dată și nu mai vor să... Dar aici e și prietenia, aici e și cântecul popular pe care noi ne-l dorim. Aici e Doamna Maria care ne unește, că altfel n-am venit. Toate împreună. Repertoriul vostru include ce fel de creații? Culese de unde? Preponderent din zona Bucovinei, de unde vine Maria Eliuț? Sau aveți și cântece culese de aici, din România? Mai sunt și de aici, din ceea ce spunea doamna Maria, au fost culese și de aici, dar în mai parte sunt din Bucovina. Și noi ne mândrim cu asta. Și dansurile sunt din Bucovina, foarte mult. Da, bine, avem și dansuri și din partea de nord și din partea de sud avem dansuri care... Le prezentăm, de fapt, în cadrul examenilor de stat. Sunt dansuri autentice pe care deja muncim să facem ceva frumos din aceste dansuri și la nivel de cântece la fel. Avem din toate zonele. Știți ce nu-mi place mie? Că nu aveți un CD, un disc cu muzică, pentru că există multă lume care ar vrea să vă asculte, poate acasă, poate în mașină. Urmează, avem un repertoriu destul de larg. Iată, aveți o sarcină frumoasă pentru 2018. Ba timp în urmă, cu câțiva ani, a fost lansat un album, dar era din astea așa mai vechi, am impresia că și cu Colin de iarnă. Dar urmează să lucrăm. Avem pentru ce avem, cu ce, suntem o echipă. Eu știu că e greu cu mulți să colinzi țara în lung și în lat, mai cu seamă peste hotare. Oricum mergeți peste hotare. Unde ați călătorit? Cum v-a întâmpinat publicul? Ce v-a zis? Impresiile sunt multe. Am fost și peste Prut, dar am fost și la României din Bucovina. Și de fiecare dată venim cu emoție pe care încercăm să o descriem cuiva, dar nu prea ne reușește. Pentru că trebuie să fii acolo, să vezi cum o sală întreagă se ridică pur și simplu în picioare și te aplaudă și pe unii vezi plângând. Pentru că am avut parte de astfel de momente, cântând, pur și simplu se face pielea găină. Da, cântând de la Cernăuți la Vale sau cântecul Bucovină Plai cu Flori, ce are doamna Iliuț în repertoriu. Și toată lumea trăiește acolo, simte emoția și tu fiind pe scenă chiar n-ai cum să nu faci parte din emoția. Chiar și acum urmează să plecăm duminică de Florii în România, la Iași. Super. Și iarăși cu repertoriu larg, variat, așa că sunt multe treburi pe care trebuie să le reușim să le facem. Eu îmi dau seama că Maria Eliuț trebuie să fie și mamă și despot. Există niște reguli de comportament în interiorul colectivului vostru. Asta se poate de făcut, asta nu se poate categoric. Nu, ne place că e destul de obiectivă. Și dacă trebuie de lăudat, păi o face cu tot sufletul. Dacă nu e bine, atunci, iarăși, nimerești exact acolo unde trebuie. Și noi creștem astfel. Am înțeles. S-a întâmplat să vă certați toți odată, așa? Cântând, după concerte unde în culise sunt mulți, se pierd, cineva nu vine, ambuteiaj undeva în oraș, întârzi și avem concertul, facem ce avem făcut, după care ne retragem și începe. Tu, așa, dar nu cu rău. Asta mai ales fi... tu, Alexandru, cu baritonul tău, așa, profund. Da, dar nu cu rău, ar fi colegial mai degrabă asta. Nu ar fi o ceartă, doar vorbesc toți odată. Nu vă dați seama cât fete. Da, eu nu știu cum vorbiți toți odată. Eu știu, în schimb, cum cântați toți odată și asta îmi place nespus de mult și mie. Asta place și celor de acasă care ne urmăresc acum la Micile Ecrane, în direct la Veranda Prieteni. Crenguța de Iederă este astăzi la noi. Haideți să-i aplaudăm pe toți acei care ne vizionează. Vă mulțumim pentru invitație. Și vreau să vă spun, prieteni, că în continuare, ca printr-o minune, Crenguța de Iederă o să vă demonstreze, azi e zi de marți, o să vă demonstreze că ziua de marți poate ușor deveni zi de joi. Crenguța de Iederă, astăzi, în zi de sărbătoare, la Veranda. Într-o joi de primăvară, într-o joi de primăvară.
Ederă astăzi la noi la Veranda. Mulțumim Crenguței de Ederă, mulțumim Mariei Iliuț și dorim succes acolo la București. O să vină și Maria.